Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Nu riscăm nimic în dimineața asta. Așteptăm 4 răspunsuri la dublu sau nimic pentru 1600 de euro. Simona din București e cu noi. Bună dimineața! Bună, Simona! Bună, bună dimineața! Ce faci, Simona? Foarte bine, acum că m-ați sunat dumneavoastră. Mm-hmm. Bine, un pic emoționată simt. Sunt extrem de emoționată. Aoleu. Și voiam să vă spun că înțeleg prin ce au trecut toți participanții la acest concurs până acum. Hai mă, că au trecut prin clipe minunate. Hai mă, oamenii s-au distrat copios. Da. S-au distrat. Voiam să-i cer o favoare lui Luca, dacă putea să-mi pun o întrebare foarte ușoară. Poate să nu una, patru. Una? Patru sunt ușoare. Una singură, să știu răspunsul pentru ea și apoi... Și de acolo dăm drumul la... Am înțeles, da. Prima întrebare, știi că de obicei e facilă, n-am pus niciodată... Nu tot timpul, trebuie să recunosc, dar oricum voiam să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Datorită vouă mi-am reamintit multe lucruri din cultura generală. Bravo. Mă bucur foarte mult. Felicitări. Ne bucurăm că ne asculți, că ne complimentezi. Acum, unde ești? Acum sunt acasă, mă pregăteam să plec spre muncă. Mm-hmm. Și ești singură? Din păcate, da, nu știam că o să dea norocul peste mine astăzi și nu m-am pregătit corespunzător. Mai bine singură. Da. Mai bine că să nu te curce cineva, să nu... Ce lucrezi? Lucrez pentru o companie multinațională. Corporatistă, dar vii spre pipera? Ești piperistă? Nu, din fericire sau din păcate, nu știu ce să spun. Din fericire, din păcate pentru voi, de fapt, din păcate pentru mine, din fericire pentru voi. Am înțeles că e mai frumos în pipera decât în celelalte zone ale Bucureștiului. Depinde de oră. Da. Așa da. E. Depinde de oră, da. Da, cred că n-am mai avut de multe, atâtea emoții în direct, în debutul concursului. Simona, te rog eu frumos, fii atentă. Nu e deloc grea întrebare. De fapt, niciuna din întrebările de astăzi nu e dificilă. Eu simt că ai putea să răspunzi la toate. Ți-ai făcut vreun plan sau doar legat de prima întrebare și atât? Sincer, nu mi-am făcut niciun plan pentru că nu am crezut nici măcar un moment că o să fiu sunată. Okay. Este ceva ce auziți în fiecare zi, dar... Știi bine. Ce se întâmplă? Sunt atât de multe înscrieri. Oamenii nu-și imaginează. Mai primim mesaje uneori de la ascultători care zic, dar cum e posibil? Eu mă înscriu de câteva luni de zile, mă, dar niciodată nu mă sunați. Da. Și uite, l-am avut ieri pe Levi, care a povestit că se înscrie de ani de zile să participe la concurs și finalmente a prins o participare. E complicat. Bine. Da, așa este, dar oricum voi știți că sunteți populare, așa că și concursul e popular. Deci nu e de mirare că așteptăm. Este atât de drăguță încât încep eu să am emoții. Simona, noi am... Gata, hai, ca să am nu... tot tras de timp să nu mai ai emoții, gata. Ca să nu mai avem, să nu înceapă emoțiile și pe la noi, eu zic să începem. De la cât începem? Băi, îl emoționez pe Vlad, 200. De la 200, era să pun 100. Cât? Știi că mai greșesc. Gata, începem. Simona, mult succes! Să fie, mulțumesc! 200 de euro. 1000 fără câțiva lei. Ba mulți, Simona, pentru o asemenea întrebare. Spune-ne, concentrează-te, lasă emoțiile la o parte. Ce ocean udă coasta de vest, vest cu V de la veveriță, a continentului african? Indian? Vest e unde apune soarele spre vest apus. Cu V de la veveriță. Cum te uiți la hartă, stânga. Da. Vest. Deci nu e est cu V de la veveriță, e vest cu V de la veveriță. Am înțeles. Ok. Simona. Ce ai făcut? Acum nu mai ai emoții. Gata. Gândește-te, închide ochii, vezi globul pământesc, Africa. Vezi oceanul. Și în stânga Africii ce ocean e? Sincer, emoțiile sunt la fel de mari. Hai mă, ce ocean e ca stânga Africii? Dacă nu e indiană, în partea cealaltă care e? Este oceanul Atlantic. Da, măi, Simona, mă, firar să fie de emoții, că dacă n-am avea emoții, ar fi așa de ușor concursul ăsta. Nici o problemă. Mă mulțumesc mult. Ești foarte drăguță. Eu zic că emoțiile ți-au cade furca astăzi foarte mult. Fii atent, acum suntem prieteni deja, te înscrii în continuare și data viitoare când intri ne distrăm, facem glume, da?
Bine, mulțumesc mult, o zi bună. Bine, Simona, te pupăm. Să nu plângi acum. Ce rău îmi pare. Mâine plecăm de la 300 de euro, asta e vestea bună în toată combinația asta. Ok. Și putem ajunge la 2400. Da. Oho. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.